Decizia Uniunii Europene de a restricționa folosirea unor substanțe din familia neonicotinoidelor utilizate în combaterea unor dăunători extrem de agresivi, cunoscuți popular sub numele de rățișoara, viermele sârmă, viermele vestic al rădăcinilor și puricii cruciferelor, a creat un val de nemulțumire în rândul fermierilor. Pe de altă parte, nu este o măsură ieșită din comun. Uniunea Europeană ia astfel de hotărâri destul de des. Cunoașteți că provocările în Uniunea Europeană datorită restricțiilor de utilizare a acestui gen de produse sunt extrem de mari, aceste provocări. Și la ora actuală, dacă la nivel global sunt aproximativ 1000 de substanțe active, chiar 1200 de substanțe active de produse fitosanitare, mai generică, pesticide, dacă ar fi ca să le numim așa, în Uniunea Europeană au mai rămas vreo 320. Luna aceasta este foarte posibil să apară o nouă directivă pe partea de substitution list, adică o listă care își propune să înlocuiască anumite produse imediat ce există un produs care să le înlocuiască. Deci produse care s-au demonstrat că produc anumite efecte asupra mediului sau n-ar fi tocmai așa cum ar trebui ele să fie. Și putem spune că nici nu au fost interzise în totalitate, doar în cazul acelor culturi care sunt atractive pentru albine, considerându-se că le dăunează. Este o restricție și nu o interzicere, pentru că acele produse, acele substanțe se pot vinde însă în spații protejate sau în câmp după ce a trecut perioada de înflorire, când culturile nu mai sunt atractive pentru albine. Supărarea vine și din faptul că nu se știe foarte bine cât de dăunătoare sunt aceste substanțe pentru albine, mai ales că durează destul de mult până ce planta a cărei sămânță a fost tratată înflorește. În schimb, este o certitudine că absența tratamentului va lăsa culturile fără apărare. Din păcate, această restricționare de utilizare îi afectează cel mai tare în ceea ce privește semințele de porumb și de floarea soarelui de anul acesta. Ele vor veni fără tratament cu insecticid. Dacă pentru viermii sârmă mai există soluții pe piață, evident mult mai scumpe și poate nu controlează la fel de bine cum controlau neonicotinoidele, pentru tanimecus, pentru rățișoară, problemele vor fi, spun eu, destul de mari. Și bun, tehnologia, rotația culturilor poate să preîntâmpine apariția unor dăunători, dar nu în totalitate. Dacă vecinul tău are părloagă sau n-a mai tratat și face monocultură de 10 ani de zile, cu siguranță vei avea și tu probleme. Eu, la societatea care o reprezint, am diminuat foarte mult cultura de primăvară și prin motivul acestei chestii. În acest moment nu avem soluții. Sigur, ele erau cunoscute ca fiind insecticide cu eficacitate foarte bună în prevenirea atacurilor produse de dăunătorii de sol. Și când spun asta, mă refer la dăunătorii care atacă semințele în curs de germinare, dar și la dăunătorii care atacă plantele în primele faze de evoluția lor, deci până la 4-6 frunze, pentru că marea majoritate a produselor din grupa neonicotinoidelor au acțiune sistemică, ele pătrund în plantă și asigură protecția acestora după răsăritul plantelor, așa cum spuneam, o perioadă de 30 până la 45 de zile. Care este motivul pentru care România este atât de expusă în acest caz? Pentru că s-a tot vorbit, alte țări au, să zic așa, atacuri mai puțin consistente în acești dăunători combătuți cu neonicotinoide. Dăunătorii sunt prezenți în toate zonele, însă nu se realizează condiții din cele mai propice pentru apariția, evoluția și atacul acestora. Dar cu siguranță toți cultivatorii din Europa de cereale păioase, rapiță, porumb și floarea soarelui, au probleme cu dăunătorii de sol. Sigur, acolo nu înregistrează densități așa de mari cum înregistrează în zona noastră și probabil prin tratamente pe vegetație ei se pot menține la un nivel al atacului sub pragul economic de dăunare. Din păcate, tratamentele în vegetație, așa cum am menționat și în prezentare, nu sunt cele mai recomandate, pentru că până la urmă ele
Nu, adică cum să spun, un insecticid dat în vegetație face mult mai mult mai multe probleme albinei decât un insecticid aplicat prin tratament la sămânță. În plus de asta, costurile sunt mult mai ridicate. Există o posibilitate de a extirpa definitiv această... Nici nu trebuie mers pe ideea eradicării dăunătorului. Interesant ce spuneți. Dăunătorul trebuie să fie prezent în agroecosistem, dar să fie prezent la limita la care să nu producă pagube în cultură. Deci noi urmărim în permanență să-l menținem sub pragul economic de dăunare. Este acel prag la care atacul produs de dăunători nu duce la obținerea unor pierderi importante de recoltă. Practic și astăzi lucrăm după tehnica câmpului murdar. Explicați termenul. Tehnica câmpului murdar, asta înseamnă că fiecare specie este prezentă în agroecosistem, dar la o densitate care să nu producă pierderi de recoltă, deci sub pragul economic de dăunare. Eu zic că o bună comunicare între un apicultor și un fermier ar rezolva aceste probleme. Bun, ar mai trebui luate și alte măsuri, nu numai aceasta, dar... În primul rând, o văd o problemă de comunicare și nu neapărat o problemă tehnică. Deci sunt motive pentru care ar trebui această decizie revăzută. E bine de știut că România s-a opus de la bun început acestei rezoluții, iar mulți considerau că fermierii ar fi bine să ceară despăgubiri pentru efectele dezastruoase pe care le-ar fi avut interdicția. Toate acestea se vor reflecta în niște pierderi la nivel de fermieri, iar fermierii trebuie să fie organizați și să solicite mai departe soluții din partea celor care au pâinea și cuțitul, să spun așa, fie că sunt cei de la Ministerul Agriculturii. După cum știți, noi, România, nu am votat împotriva pentru restricția acestor produse, însă, din păcate, suntem în Europa și ne supunem legilor de aici. Cu alte cuvinte, ar trebui ca ei uniți, fiind, să zicem, într-o federație, să pună problema sau să chiar să dea în judecată, să ceară despăgubiri pentru această situație. Vor trebui să-și ceară despăgubirile pentru că, într-un final, și fermierii români, și fermierii din Statele Unite, și fermierii din America de Sud acționează pe o piață liberă, în final. Deci ei își vor comercializa produsele în această piață. Iar fermierii din Europa, cel puțin Europa de sunt puși într-o situație de concurență nu foarte favorabilă lor. E o decizie deja luată de către Comisia Europeană. România este unul din principalele state care sunt afectate de această măsură. Noi am întreprins toate măsurile, așa cum știți, votul României a fost în defavoarea soluției finale. Cred că avem nevoie în continuare în România pentru că altfel suprafețe destul de ridicate, vorbind de câteva milioane de hectare, ar putea să fie afectate. Vom continua demersurile la nivelul Comisiei Europene să convingem că producția din România ar putea fi afectată de o astfel de decizie. Nu știu în ce măsură vom reuși. E adevărat că sunt și alte țări care au mers alături de noi? Noi am avut o întâlnire bilaterală acum câteva săptămâni cu Bulgaria. Ei s-au alăturat de mersul nostru și vom vedea la nivelul Consiliului Ministrilor dacă putem să găsim și alți aliați. Dar trebuie, cred că, judecat separat cazul României, unde o suprafață foarte mare ar putea fi afectată de o astfel de decizie. Da. Și unde, până la urmă, degeaba anul trecut, 2013, spunem că suntem pe primul loc la porumb și la floarea soarelui, dacă anul acesta vor fi afectate de boli și dăunători. Eu nu m-aș grăbi, pentru că deocamdată, spun eu, vremea a fost oarecum favorabilă și vom vedea în ce măsură vom fi sau nu vom fi afectați. Nu m-aș grăbi cu astfel de decizie. Până acum culturile arată foarte bine și sper să nu fie probleme. Într-adevăr, nu ne-am grăbit, iar problema are happy end. Ministerul Agriculturii a emis 4 autorizații temporare pentru utilizarea limitată și controlată a unor produse de protecție a plantelor din gama neonicotinoidelor pentru tratamentul la sămânță al culturilor de porumb, floarea soarelui și rapiță. Eu mulțumesc încrederii pe care ați avut-o, în special dumneavoastră, ca și post de televiziune, pentru că știți că am mai avut discuții de genul ăsta și am spus că vom face tot ceea ce ne stă în putere, astfel încât să putem să avem 5 milioane de hectare de suprafață agricolă semănată în această primăvară cu, spunem noi,
respectarea tehnologiei și avea în optim tot ceea ce înseamnă sămânța, ceilalți factori de producție, astfel încât să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Acum, sigur că toată această, să-i spunem, derogare se referă la 4 substanțe active pe care noi le-am urmărit de-a lungul timpului. Sunt substanțe active din grupa neonicotinoidelor care nu au produs efecte similare cu ceea ce s-a întâmplat în alte state în sectorul apicol din România, cu un control foarte clar, cu responsabilități foarte clare și pe o perioadă limitată de timp. Noi spunem că pentru acest an chestiunile sunt relativ simple, urmând ca eforturile noastre să se îndrepte spre ceea ce va urma, pentru că evident trebuie să renunțăm la aceste substanțe active în varianta în care există alte formule și alte soluții, astfel încât veniturile agricultorilor să fie sigure, să fie constante, predictibile, la fel și în cazul apicultorilor, să nu ne trezim cu surprize produse de utilizarea unui insecticid sau altuia care să nu aducă efectele scontate, fie favorizându-i pe unul în detrimentul celorlalt. Ca atare, noi credem că am găsit o formulă de echilibru și eu mulțumesc asociațiilor atât a producătorilor din vegetal cât și celorlalți, dar mai ales aș vrea să-i mulțumesc în special comisarului și susținerii pe care ne-a dat-o cu cabinetul domniei sale și în special domnului Moisa, pentru că au fost oamenii care ne-au încurajat atunci când credeam că nu o să mai putem face mare lucru. Dar eu cred că ne-am pregătit foarte bine, de asemenea am lucrat foarte bine cu asociațiile atât din producerea semințelor cât și producătorii agricoli, de asemenea am colaborat foarte bine și cu producătorii din sectorul apicol. Ce va fi după ce se va, pentru că este limitat, este o derogare limitată, ce se va întâmpla după aceea? Iar începem să ne văităm, ne vom ruga iar să ne mai dea o derogare pentru încă o perioadă? Eu aștept industria de profil ca să vină cu soluții mult mai bune decât am avut până acum. Eu mi-aș dori să nu mai venim cu absolut nimic, ci cu o nouă tehnologie, astfel încât să răspundem solicitările agricultorilor. Dar haideți să vedem exact ce se va întâmpla în acest an, ce rezultate vom obține și după aceea vom comenta ce poate fi de urmat pe viitor. Sper că veți fi alături de noi, așa cum ați făcut-o până acum, nu numai în problemele sensibile, dar și în celelalte probleme care aduc o garanție agricultorului că poate să-și continue activitatea, dar și consumatorului că ceea ce are în farfurie este un produs de calitate. Și noi așteptăm industria de profil să vină cu soluții. Unele ar fi, dar nu cine știe ce, altele abia se anunță. Pentru dăunătorii care afectează sămânța în curs de germinare, deci bobul însămânțat în sol, în momentul de față mai există o serie de insecticide pe piața românească, dar care au acțiune numai de contact, deci care protejează numai sămânța, fără ca să aibă acea acțiune sistemică să protejeze și planta. Eu aș vrea ca să vă spun că, din punctul nostru de vedere, noi deja avem soluția pentru înlocuirea neonicotinoidelor. În luna ianuarie a avut loc depunerea dosarelor pentru o nouă substanță care este extrem de prietenoasă cu mediul și cu entomofauna. Este depus de către DuPont dosarul pentru o nouă substanță activă. Statul membru raportor este Germania. Vom începe și noi demersurile la nivel național, pentru că cunoaștem la ora actuală, dacă doriți, chiar spaima fermierului român vis-a-vis de Tanimecus și de viermii sârmă, mai ales la porumb și la floarea soarelui. Sperăm ca din vară, cu suportul autorităților, și mă refer aici la Comisia de Omologare și Ministerul Agriculturii în speță, să intrăm cu o utilizare de urgență pentru toamnă, pentru rapiță, cu această nouă substanță, urmând ca de anul viitor, dacă lucrurile merg bine din punct de vedere al dosarului, să putem să venim cu un produs care să ne permită să fim în siguranță. Pentru că cel mai important lucru atunci când faci o investiție în agricultură este să te gândești cum poți să fii în siguranță.